Tragedia a avut loc seara trecută, iar gestul bărbatului a căzut ca un trăsnet peste familia lui. Sorin Marian Dobrin s-a spânzurat de clanța unei uși în apartamentul din centrul Piteștiului, acolo unde locuia. Soția și rudele sunt distruse de durere. Acesta avea 29 de ani, era căsătorit și avea un băiețel în vârstă de 2 ani. După ce i-a fost descoperit trupul fără viață, la fața locului au sosit un echipaj de la ambulanță și polițiștii. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru tânăr. Sorin Dobrin era de profesie lăutar și făcea parte din formația Tony Călin, unde cânta la orgă. Trebuia să mă înțelegi, iubita mea, să mă las, să mă preț, să-mi dau seama că greșesc. Trupul neînsufletit a fost transportat la morga Spitalului Județean din Pitești pentru efectuarea necropsiei și stabilirii cauzei decesului.